seama cât a capa e. Auzi, Godi, și să vorbești în poliție. Poliția română. Ha. Fii atent tu. Prima dată l-a futut pe ăsta și acum e rândul tău. Filmare, vezi ce am zis. Nu, a zis Jigodi, te-am aici și mă duc să fac contestație și te arăt. Și fă ce vrei. De ce v-a chemat? Să mă încătușa? Să mă ce? Că a venit cu cătușile la mine. Așa se face când e un permis la cineva? Te-am încătușat? Nu, nu, nu. Colegul tău a venit. Vorbeam cu tine în primul rând. Nu, nu ai... păi da, ai zis. Nu, eu am auzit. Că am geamul deschis. Ai auzit, uite-te pe filmare și vezi ce am zis. Da, las că depun contestație. Domnul polițist a venit cu cătușile, mă lua. Deci, pentru un permis. Pentru manevra de depășire ai permisul reținut, da? Cât timp? 60 de zile. Da. Drept de reducerea perioadei la 40 dacă dai testare. Înțeleg. Deoarece n-ai permisul la tine, ți se mânează o înștiințare de predarea permisului, da? Ai obligația să-l predai în 5 zile. Da, am înțeles. Da? Uh-huh. Asta e înștiințarea. Te rog să semnezi înștiințările astea, unele rămân la tine și una la mine, da? Am înțeles. Drept să conducam? Trebuie să conduci aici 15 zile. Mersi. Care ajungi eu la fotbal, la timp, poate. Să-mi dai tărău o semnătură aici. Așa și una aici, jos. Dar cu cătușile de ce ați venit? Să mă speriați, nu? La intimidare. La intimidare. Dotarea poliției. Cătușile, așa, păi, dar pentru ce ai venit cu ele? Dar acum unde sunt? Sunt în dotarea poliției. Unde? La mine, pe port. Pe unde? Portul cătușe. Uite. Și de ce le-ai scos de acolo? Așa trebuie. Să mă iei, nu? Nu, să te iau, da, pentru că am văzut că ești recalcitrant și nu vrei să cooperezi. Da, v-am înjurat, doar vorbeam, nu, la dreptul meu când am intrat pe nimic. Nu, dar stai un pic, dar nu e geamuri la mașini când mi le-a spart, când astea, de ce nu-i rezolvat? Nu, dar astea, chestiile astea, de ce nu-i rezolvat? Dar de ce mă ignorat când vorbesc? Puncte de penalizare, el pentru lipsă documente ai o sancțiune de 990 de lei. Mai mult trebuie să-mi dați. Nu. Dar eu știam că e 870 de lei. Păi dacă nu știi, punctament a crescut, s-a făcut 165 okay. de lei. Să-mi spui, te rog, ce obiecțiune ai? Nu am depășit pe linie continuă. Okay. Și domnul polițist a vrut să mă încătușeze. Obiecțiune cu privire la procesul roșu. Da, 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 păi da, păi da, da, și... Nu, ai vrut și... Dar de ce nu scrie asta? Pentru că sunt obiecțiuni cu privire la conținutul procesului verbal. Păi da. Asta poți să faci tu după aia, sesizare, plângere, ce vrei tu să faci? Nu, că... Nu am depășit. Pe linie continuă, da? Da. Pe marcaj continuă. Da. Și chiar n-am depășit. Ok. Ți-am spus, ai drept de contestație 15 zile. Din momentul în care primești procesul verbal, da? Uh-huh. O semnătură să-mi dai, te rog, aici. Uh-huh. Și una aici. Uh-huh. Certificatul de matriculare. Uh-huh. Asigurarea? Conștiințare, asigurarea nu mi-ai dat-o, mi-ai dat-o ba, asigurare da. Care era expirată, păi ți-am verificat-o dat? Eu. Păi te uit acolo, ai pus-o acolo. Ok. Ți-am verificat-o și asigurarea, ok? Așa. Iar asta e copia procesului verbal. Mulțumesc frumos. E bună sănătate. Ne vedem pe TikTok. Vedete-vă, fac pe toți. Ați văzut Vali Spider.